Bună seara, dragi prieteni! Nu știu câți dintre cei care urmăriți acest comentariu făcut din studiourile Mălin Bot, ați văzut de dimineață live-ul pe care l-am făcut în Republica Bădălău, anchetă ridicolă după 3 ani de la comiterea abuzului. Vă invit să intrați și să vă uitați la material. Este pe canalul meu de YouTube. Nu mai intru în detalii, este absolut scandalos, oameni buni, și revoltător cum se pot întâmpla lucrurile în baroniile locale. Un baronii din asta de tip Bădălău, are legătură cu protestul cu Pișoarul, pentru care ne-am și judecat, pe care proces pe care l-am și câștigat și l-a câștigat și Marian Ceaușescu cu Toarășul Bădălău. În continuare merg pe la poliție, pentru că asta este țara. Ce este foarte important să înțelegem, dragi prieteni, mai ales în contextul războiului din Ucraina, că bineînțeles ăsta este subiectul principal al zilei și despre asta va fi editorialul video din această seară. Ce este important să înțelegem e să vă uitați totuși la acel material și să înțelegeți că dacă în 2024 nu ne prezentăm la vot, sigur, depinde de cum vor decurge ostilitățile în Ucraina, depinde de rezistența poporului ucrainean, de ce se va întâmpla cu Vladimir Putin. Sunt mai multe scenarii posibile, am discutat despre ele în materiale anterioare, nu mai revin asupra acestor idei. Dar ce este foarte important este că ăsta e viitorul României, oameni buni. Dacă noi nu vidanjăm de pe scena politică personaje și partide de tip Bădălău, ăștia ne vor transforma toată țara într-o gubernie din asta, într-o cleptocrație, într-o republică cleptocratică, oligarhică, așa cum vedeți în Rusia la proporții epice, planetare, da? Și cum vedeți în mic, pe plaiuri mioritice, în Republica Bădălău. Vă invit, dragi prieteni, să intrați pe materialul live de azi dimineață și să vă uitați și să vă gândiți că România riscă să meargă într-o astfel de direcție. Și singurul lucru care ne ține pe direcția cea bună este faptul că suntem țară membra Uniunii Europene și suntem obligați prin statutul de țară membră să respectăm anumite standarde ale statului de drept. Și asta este un lucru care deranjează enorm găștile de corupți din România. Între timp, în Ucraina, subiectul nostru principal, sunt 20 de zile, oameni buni, de când Marea Armata a Federației Ruse, armata dictaturii nebunului de la Kremlin, Vladimir Putin, încearcă să subjuge Ucraina și nu reușește. Deși au fost bombardamente și mai agresive, nu reușesc să își atingă obiectivul după 20 de zile de la declanșarea ofensivei. Și asta este o veste foarte bună. Fiecare zi în care pot să vă spun seara, atunci când vă prezint cele mai importante informații pe tema acestui subiect, subiectul principal de actualitate pe plan mondial, dar și pentru noi, pentru că ne vizează pe noi tot ce se întâmplă acolo, va produce consecințe directe și clare, inclusiv asupra noastră, și am explicat de ce în serialul despre războiul din Ucraina sunt mai multe materiale video unde am explicat în detaliu aceste aspecte, nu mai revin asupra lor. Fiecare zi în care seara pot să vă dau ca știre principală, ca și concluzie, că bravul popor ucrainean a rezistat încă o zi în fața invadatorului și că a trecut încă o zi în care s-a erodat, s-a diminuat, s-a făcut varză imaginea asta umflată cu pompa a dictaturii lui Putin și a forței militare a Federației Ruse. Fiecare zi în care aceasta este știrea este o zi excepțională și minunată, inclusiv pentru noi, oameni buni. Pentru că pune o distanță și mai mare între ca planurile lui Putin de a prelua controlul asupra tuturor țărilor din fostul bloc sovietic și capacitatea de a-și pune planurile în aplicare. Și se dovedește că are o capacitate mult mai slabă decât își imaginau foarte, foarte mulți dintre analiști. Vor urma vizite în Europa ale președintelui american. Momentan se știe cert că va fi la Bruxelles. Astăzi a circulat știrea că s-ar putea să facă vizite și în țările de pe flancul estic. Asta după ce vicepreședintele american a fost în Polonia, a fost în România și a întărit, a spus încă o dată că NATO nu va ceda niciun centimetru din teritoriul țărilor care sunt membre NATO și că orice atac asupra oricărei dintre țările NATO înseamnă un atac asupra tuturor țărilor NATO. Din punctul ăsta de vedere, Putin cam joacă ruleta rusească, oameni buni, cam joacă ruleta rusească,
bombardând orașe foarte apropiate de granița cu Polonia. Pentru că o rachetă din asta, dacă se duce în Polonia, este un atac împotriva unei țări NATO. Este foarte important acest aspect. Și Putin pare dispus, nebunul de la Kremlin, pare dispus să se joace, da? Joacă ruleta rusească cu NATO, dictatorul de la Kremlin, și asta poate să ne arunce într-un scenariu foarte sumbru. Joe Biden, președintele american, a spus că asta ar însemna al treilea război mondial. Deci este foarte complicat, dragi prieteni, și fiecare zi în care poporul ucrainean rezistă, e adevărat, sprijinit militar, sprijinit financiar și așa mai departe, dar rezistă, fără să se ajungă la o conflagrație de cine știe ce proporții, este o știre foarte, foarte bună. Sigur, este o dramă pentru acest popor. Este un genocid, se comit crime oribile, înfiorătoare. Orice crimă este oribilă, dar se comit atrocități înfiorătoare, oameni buni, pe care nu le-a mai văzut Europa de la cel de-al doilea război mondial și poate că le-a văzut în perioada aia când a fost în Iugoslavia alt psihopat, Milošević, care s-a apucat să comită genocid împotriva țărilor care doreau ieșirea din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, da? Republica Federativă Iugoslavia. Dar așa ceva, oameni buni, nici acolo probabil că nu a fost la proporțiile din Ucraina. Și încep să apară și cei care mor, dragi prieteni, dintre cetățeni americani, cetățeni străini. Sigur, e vorba despre jurnaliști. Știți că un jurnalist, ieri a fost știrea cu un jurnalist care a fost ucis, astăzi din nou este o știre din aceea serie, încă un jurnalist moare în Ucraina, iar colegul lui este grav rănit și internat la terapie intensivă. Este vorba despre un cameraman din Marea Britanie care lucra pentru Fox News, a murit în Ucraina în timp ce călătorea cu un vehicul implicat în același atac în care un alt jurnalist britanic a fost rănit grav. Pierre Zakrevski din Londra a murit în atacul de la Horenka lângă Kiev când mașina în care se deplasa a fost lovită. Alături de el a fost și reporterul Fox, Benjamin Hall, în vârstă 39 de ani, tatăl la 3 copii, care a fost rănit la ambele picioare de schije și care va rămâne internat în spital. Directorul executiv al Fox News Media, Suzanne Scott, a transmis personalului corporației că Zakrevski a acoperit aproape fiecare subiect internațional pentru rețeaua americană din Irak, Afganistan și Siria și a lăudat curajul și profesionalismul și etica în muncă. La că nu își riscă viața numai jurnaliștii care relatează direct de pe front, ci care sunt jurnaliști specializați în acest domeniu, trebuie să fii specializat în acest domeniu dacă vrei să te duci și chiar să faci treabă, nu să te afli în treabă, să te duci doar ca să te bagi în seamă, să stai undeva într-un hotel, să relatezi de pe balcon. Astfel răspund și celor care m-au întrebat pe mine, domne, te-ai duce într-un teatru de operațiuni militare? Nu m-aș duce, pentru că nu sunt jurnalist specializat în operațiuni militare. Pentru asta ai nevoie de pregătire specială, nu te duci așa aiurea ca să te afli în treabă. Dar nu poți afla mare lucru, pentru că nu poți, dacă n-ai pregătire specială, nu poți să te bagi acolo unde e vâltoarea luptei și unde sunt știrile și îți riști viața. Deci este un domeniu specializat, dragi prieteni. Dar în Rusia a fost ieri, chiar după ce am terminat comentariul, am văzut știrea, am pus și eu materialul video pe pagina mea de Facebook, Mălin Bot, pagina publică, materialul pe care l-am filmat de la BBC World Service despre acest subiect și jurnaliști ruși își riscă viața și probabil că a scăpat momentan, numai cu o amendă pentru că a ieșit un mega scandal. Toată lumea a vorbit despre acest incident, toate posturile de televiziune, presa mondială e cu ochii pe acest subiect. Și numai probabil din această pricină Putin a fost reținut în a lua niște măsuri mai dure, dar tare mi-e teamă că cine știe ce va urma. Că acolo în Rusia ziariștii, dacă nu sunt împușcați direct, se sinucid, pică de la etaj, sunt otrăviți și așa mai departe. Da? Ziarista rusă Marina Ovsnikova a fost condamnată la o amendă de 250 de euro și eliberată. Ziarista rusă, cred că știți cu toții deja, știrea este producătoare la Rasia Adin, Rusia 1, canalul principal de televiziune al dictatorului Putin. Este producătoare acolo și în timp ce se citeau știrile a intrat cu acest banner în care a spus că Putin comite crime și că nu este în regulă cu războiul. Ea provenind dintr-o familie multietnică. Tatăl ei este din Ucraina și mama este din Rusia. Deci are și o motivație personală. A făcut și un material pe
pe care l-a ridicat pe YouTube video în care și-a explicat gestul, neștiind ce se va întâmpla cu ea după aceea, a dorit să lase o explicație. Și a spus acolo ceva de bun simț și normal și decent că nu este în regulă această crimă, aceste crime de război care se comit de către dictatura lui Putin împotriva poporului ucrainean. Și că nu este în regulă ce se întâmplă acolo. Gândirea este de bun simț, este normală, este decent, orice om normal ar face așa ceva. Gestul de a face asta, știind că poate suporta cele mai dure consecințe, este un act eroic. Este un act la fel de eroic ca, este un gest la fel de eroic din punct de vedere moral, ca gestul ucrainenilor care ați văzut în orașe unde armata rusă a avansat și a reușit să ocupe piețe și a reușit să cotropească, oamenii au ieșit cu mâinile goale și doar cu steagul Ucrainei în fața tancurilor. Sunt foarte multe imagini pe rețele sociale, inclusiv cu oameni care s-au așezat pe jos în fața vehiculelor blindate, riscând să fie călcați în deșenilele acestor vehicule și au stopat, sigur, pentru puțin timp, dar au luat atitudine împotriva invaziei. Este la fel de eroic. Cineva a spus că această imagine și acest gest are impactul și forța imaginii cu acel protestatar din China, din piața Tiananmen, care a stat în fața unui tank. Da, este un astfel de moment. Pentru că dictatura lui Putin este foarte dură, dictatura lui Putin prevede pe ani grei de închisoare pentru oricine îndrăznește să spună ceva împotriva statului și această tânără producătoare a riscat totul, făcând gestul ăsta pe postul principal de televiziune. Am văzut după aceea mai multe comentarii, am urmărit subiectul în principal pe BBC World News, am înțeles că această prezentatoare este și prezentatoarea favorită a dictatorului Putin. E foarte posibil ca Putin să văzut scena în direct. Deci vă dați seama, săraca ziaristă care a făcut acest gest de protest, ce risc imens și-a luat, oameni buni, ce risc echivalent ca și cum ar fi stat în Ucraina în fața unui tank, cu mâinile goale, spunând, asta e, mă omor, treci peste mine, n-ai ce căuta aici, invadatorule, pleacă de aici. Asta fac o mică paranteză și o să vă prezint narativele, minciunile, principalele minciuni ale dictaturii lui Putin, foarte interesant, 6 minciuni majore. Presoana a făcut un material și puteți să le regăsiți la politicienii noștri de tip AUR, de tip PSD, pe grupările și paginile de postaci rusofil. Foarte ușor o să vedeți la narațiunile respective, că ei zic că se duc să elibereze. Păi cum se duc ei să elibereze când săraci oameni își dau viața și protestează, stau cu mâinile goale în fața tankurilor? Păi asta nu e atitudine de popor care este eliberat. Nu, e atitudine de popor care este cotropit și supus unui tratament revoltător și scandalos și inacceptabil pentru acel popor. Probabil că ziarista din Rusia care a făcut acest gest absolut curajos, de un curaj nebun, eroic, de protest, probabil că a avut și o emoție foarte puternică, tatăl ei venind din Ucraina, având jumătate din familie acolo, cu siguranță, la nivel personal, a fost foarte conectată la situația critică din țara noastră vecină. Jurnalista rusă care a protestat luni seara, scrie G4 Media în direct, în timpul principalului buletin de știri de pe canalul 1 al televiziunii publice ruse, împotriva invadării Ucrainei, a fost condamnată la amendă de 250 de euro și a fost eliberată potrivit lui Figaro. Deci cum ar fi la noi, la TVR1, da? Potrivit ziaristei, agenției France Press prezentă la proces, Mariana Ovsianikova, mă scuzați, nu sunt obișnuit cu numele slave, mi-e greu să citesc numele slave, dar asta este, va trebui să plătească o amendă de 30.000 de ruble, circa 250.000 de euro la cursul actual. Ziarista a fost eliberată, dar riscă în continuare anchete penale, posibile cu închisoarea și accidente și vă dați seama ce se întâmplă prin dictatura lui Putin. I want to thank everyone for their support, a spus jurnalista, vreau să mulțumesc tuturor pentru susținere. Ea s-a declarat nevinovată la proces. Rămân convinsă că Rusia comite o crimă și că ea este agresorul Ucrainei, a declarat presa internațională care a fost acolo. Franța a anunțat astăzi că este gata să ofere o protecție consulară jurnalistei ruse, fie la ambasadă, fie acordându-i azil. Pentru binele ei, eu sper să
acceseze această protecție. Sper să nu facă greșeala să rămână în Rusia, oameni. Sigur, dacă Putin pică, dacă va ieși foarte nasol în Ucraina, există foarte multe analize militare care arată că încă 14 zile trebuie să reziste poporul ucrainean. Atât mai are combustibil, când spun combustibil nu mă refer strict la motorină, mă refer la toată infrastructura din spate și capacitatea financiară de a ține războiul, atât mai are Putin posibilitatea să ducă războiul ăsta. Și dacă Ucraina rezistă 14 zile, am citit niște analize foarte interesante astăzi, atunci Rusia va putea fi împinsă înapoi. În momentul în care va veni finalul lui Putin. Deci Putin va avea niște probleme mult mai mari. Dar există și posibilitatea ca mașina de război a Federației Ruse, care este totuși imensă, e mare, chiar așa prăpădită cum pare ea prin Ucraina, să cotropească și Putin să mai rămână ani de zile la putere. Păi săraca tânără jurnalistă din Rusia, eu nu o văd prea bine într-o astfel de situație. Oameni buni, alții au căzut de la etaj pentru mult mai puțin, să știți, prin Rusia. Pentru mult mai puțin. Ce a făcut ea, vă dați seama. Vă dați seama, cu siguranță Putin a văzut chestia asta. Vă dați seama ce a făcut ea. Deci este un afront și este o chestie personală directă la adresa acestui dement. Și omul este dement, este nebunul planetei în momentul de față. Eu sper să acceseze acest ajutor sau să găsească o altă cale de a pleca din Rusia și de a beneficia de protecție, plus că va ajuta mult mai mult Rusia și Ucraina, în opinia mea, dacă ea acum reușește să scape de acolo și va merge la televiziunile occidentale, poate să devină o figură foarte importantă a rezistenței împotriva dictaturii lui Putin, care să dea speranțe poporului rus. Deci poate să devină, ea are capacitatea să explice, acum lumea întreagă vrea să o asculte, toată lumea e dispusă să o asculte. Cel mai inteligent lucru, dar sigur, mie mi-e ușor să vorbesc de la București, din afara contextului, bine mersi, dintr-o țară NATO, unde suntem protejați de dementul planetei. Dar eu cred, așa văd eu lucrurile, că cel mai bun lucru pentru Rusia și pentru explicarea dictaturii care există acolo, dictaturii de la Kremlin, ar fi ca ea să devină o ambasadoare a acestor idei și a adevărurilor care nu se pot rosti în Rusia, să devină o ambasadoare pe plan mondial și sigur vocea ei se va auzi și în Rusia. Va avea o voce foarte, foarte puternică. O să vedem ce se va întâmpla, dragi prieteni, o să vă țin și eu la curent. Între timp rușii încearcă să forțeze lucrurile la Odessa. Actual 24 scrie că o armadă de 14 nave de război ale Rusiei se apropie de orașul port de la Marea Neagră. Mai multe nave de război ale Rusiei au fost văzute marți avansând spre Odessa, oraș port la Marea Neagră. Informațiile postate de experți arată că forța include nave de debarcare. Acum câteva zile primarul de la Odessa a anunțat că au fost plasate mine în zonele unde ar putea să se facă debarcări, că nu poți să faci oriunde. Există anumite zone, condiții de relief unde se poate face debarcare. Și că au fost plasate mine, o să vedem ce va fi. Cert este că Putin a intensificat bombardamentele. Este un aeroport care a fost distrus complet. Sunt informații cu privire la intensificarea bombardamentului asupra capitalei Kiev. Și iată că acum încearcă să vină și peste Odessa. Navele au fost identificate de Naval News cu ajutorul lui Damian Simon, un analist independent în domeniul apărării. Analiza preliminară arată 3 grupuri de nave, 2 sunt alcătuite de nave de luptă, iar una are mai multe nave pentru debarcare. Navele de debarcare par să fi navigat direct de la pozițiile lor staționare din largul coastei Crimeei. Analiștii cercetează imagine pentru a găsi mai multe nave. Este foarte greu să ascunzi o astfel de invazie pe mare, există imagini din satelit, n-ai cum să te ascunzi de treaba asta. Ziariștii.com public o informație, are legătură, știți că și pe la noi s-au făcut deprișări, s-au tăiat pădurile, este un subiect sensibil pentru poporul român, trebuie să-și financeze cumva campania și a apărut un document care arată că Putin și Șoigu, șeful armatei, au ordonat tăierea totală a pădurilor și parcurilor din Ucraina pentru a finanța astfel armata rusă invadatoare. O știre absolut șocantă a fost publicată pe pagina de Facebook a Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului Apărării de la Kiev. Criminalii Vladimir Putin, actualul președinte al Federației Ruse, și Serghei Șoigu, ministrul apărării, plănuiesc să taie pădurile ucrainene în teritoriile ocupate, să vândă lemnul pentru a-și finanța armata cotropitoare. Vă dați seama de parcă n-ar fi provocat suficiente distrugeri. Și acum să venim, dragi prieteni, articolul găsiți pe Press One. Vă recomand să-l citiți, este foarte interesant.
6 narațiuni ale propagandei putiniste despre războiul din Ucraina. Prima minciună, Ucraina este o țară inventată. Asta a spus-o și Putin. O afirmație care poate fi demontată pentru simplu search pe Google privind istoria și identității naționale ucrainene, dar care prinde în cercuri intens ideologizate. A doua minciună. Ucraina e un stat nazi și trebuie denazificat. Nici nu mai vin cu explicațiile că am explicat și eu de o grămadă de ori. A treia minciună. Expansiunea NATO amenință securitatea Rusiei. Așa e? Că ați văzut astea în comentarii aruncate. Se cheamă punctaje. Lozinci prin care se manipulează, da? O altă narațiune aruncată des în spațiu public românesc și internațional este că Rusia a fost împinsă de expansiunea post-90-a NATO să facă ce face azi. Că Putin și rușii general s-au simțit încolțiți de intrarea în Alianța Nord-Atlantică a unor state care odinioară făcuseră parte din URSS și pactul de la Varșovia. Ce s-ar fi întâmplat dacă NATO nu s-ar fi extins? Și aici găsiți explicațiile. Așa, Statele Unite ale Americii au făcut și NATO au făcut în Kosovo, Irak sau Libia fix ce face Rusia astăzi, altă minciună. Aici eroarea și tehnica propagandistică folosită nu doar de actori de rea credință este evidentă. Se numește whataboutism și este utilizată de regulă pentru a distrage atenția de la greșeli sau atrocități curente prin apel la greșelile trecute ale oponentului, da? Cum făceau și pesediștii. Dom'le, dar și alții fură. Păi nu contează că altul fură, pe tine te-am prins, prietene. Pe tine te-am prins, despre tine este acest dosar, nu despre alte povești, da? România n-ar trebui să se implice sau România ar trebui să-și revendice teritoriile pierdute. În bula naționalistă pe la Urolaci, pe la George Simion, se folosește narațiunea asta rusească. Au înflorit în această perioadă două tipuri de argumente. Că România n-ar trebui să se implice absolut deloc în ce se întâmplă peste granița, nici măcar umanitar. Și dacă tot se implică, poate ar fi timpul să facem precum rușii, să recuperăm niște teritorii. Evident, este o manipulare, se explică de ce este o manipulare. Altă manipulare, NATO și UE sunt degeaba, n-au făcut destul, n-au făcut nimic. Pare, fără a fi o retorică instrumentată direct de propagandiștii Kremlinului, ideea că sunt slabe și incapabile să acționeze unitar împotriva Rusiei a fost intens vehiculată. În realitate au făcut foarte, foarte multe lucruri și rezistența incredibilă a Ucrainei este datorată și sprijinului oferit de către țările NATO și țările membre ale Uniunii Europene. Vă invit, dragi prieteni, să citiți acest articol de pe Presoan. Este foarte interesant și vă ajută să recunoașteți foarte ușor, să vedeți fie postace, fie idioții utili, analfabeții, inculții, care preiau ceea ce aruncă în rețele sociale postace și devin camere de eco ale propagandei Rusiei. Și puteți vedea și politicienii care sunt prin sfore ascunse. Nu e nevoie să afli sforile, să-i fotografiezi noaptea cu vreun reprezentant al ambasadei Rusiei la vreun restaurant sau în vreo pensiune, că te uiți că vorbesc putineză. Da? George Simion vorbește putineză de dimineața până seara. Păi dacă latră și arată ca un câine, înseamnă că e câine. Nu mai trebuie să-i mai iau ADN-ul, să-i fac un test ADN. Că se vede că e câine, da? Simion vorbește putineză, Șoșoacă vorbește putineză, Aurulace ăștia toți vorbesc putineză. Păi din moment ce vorbesc putineză, și vorbesc putineză de ani de zile și de când li s-a înființat partidul, este clar ce interese reprezintă ei. Și pe final să ne amuzăm puțin, dragi prieteni, Moscova a venit și ea cu sancțiuni și au interzis președintele american Joe Biden și premierului Canadei, nu mai au dreptul să intre pe teritoriul Rusiei. De parcă ar vrea ei să meargă pe teritoriul Rusiei. Și asta mi-aduce în atenție pe final un lucru foarte important. Am văzut știri din Italia, în presa italiană, cu bunuri, vile, iahturi, proprietăți ale oligarhilor ruși și politicieni ruși. Președinta Dumei de Stat sau ceva de genul ăsta are nu știu ce vilă de neam prost prin Italia, care au fost confiscate de către statul italian. Și este foarte interesant, dragi prieteni, apropo de unde este mai bine și unde este mai rău, cum toți politicienii ăștia care susțin naționalismul lui Putin și, domne, Occidentul este rău și NATO e invadator și fac parade gay și vor să ne gayifice pe toți. Deci e ceva oribil Occidentul. Dom'le, atât de oribil încât tot ce au investit bani în acest Occident decadent. Nu s-au dus să-și cumpere proprietăți în China, nu știu, în Mongolia, în Rusia, că e Rusia o țară foarte mare. Are Rusia zone foarte frumoase. Nu s-au dus pe acolo să cumpere palate. Toți au venit, dom'le, în Occidentul ăsta nenorocit și au investit miliarde și miliarde și miliarde. Și partea bună a acestor sancțiuni este că au băgat banii ca proștii în aceste țări care acum i-au declarat
pe persoană fizică, pe toți ăștia dușmani, inamici ai statului. Și vine și le confiscă absolut toate averile. Polonia a propus prin reprezentanții săi ca, nu știu exact, nu vreau să dezinformez, acum am adus aminte de știre și e important în acest context, n-aveam în plan să o prezint, de aia n-am link-ul și nici nu mai stau să mai caut, președintele sau prim-ministru a propus ca toți banii care se confiscă de la oligarh să fie redirecționați și proprietățile vândute și banii să fie redirecționați către Ucraina pentru daune de război și pentru repararea pagubelor pricinuite de către invazia lui Putin. Mi se pare o măsură corectă. Banii provin din Rusia, de la statul rus, că ăștia toți care s-au îmbogățit prin corupție, parazitând resursele statului rus. Deci este ca și cum Rusia ar plăti. Și atunci, dacă tot există vile, palate, iahturi, limuzine, conturi, miliarde și miliarde de euro, de ce să te mai chinui, să mai cauți prin Banca Centrală a Rusiei sau pe unde ori fi prin Rusia? Există banii ăștia? În opinia mea, mi se pare o măsură justă și mi se pare un act de dreptate ca tot ceea ce se confiscă de la indivizii ăștia să se reconstruiască blocurile, drumurile, spitalele, școlile, tot ce a distrus dictatorul acesta dement în genocidul și invazia împotriva Ucrainei. Ziua 20, dragi prieteni, poporul ucrainean rezistă eroic. Volodymyr Zelensky, Leonidas de la Kiev, rezistă eroic și ei ne dau speranță, oameni buni, poporul ucrainean și liderul acestui popor, ne dau speranță că amenințările și planurile demente ale dezaxatului de la Kremlin, planuri care sunt gândite în așa fel încât să ne distrugă și nouă țara, nu vor putea niciodată să fie puse în aplicare. Și să ne rugăm la Dumnezeu să reziste cât mai mult poporul ucrainean și dementul ăsta de Putin să fie răsturnat de la putere înainte să provoace cine știe ce alte atrocități, poate chiar mai grave, poate chiar nemai văzute în istoria umanității.